Bună dimineața! Bine ați venit! Mă bucur să vă avem alături. Pentru noi, evenimentele dedicate inovației sunt o adevărată provocare. De 7 ani, de când am preluat revista Biz, am încercat împreună cu echipa să găsim oamenii care inovează, oamenii care iubesc inovația și oamenii care doresc să schimbe ceva în jurul lor. Nu este ușor, deși pare foarte simplu la prima vedere. Dacă ne uităm în oraș, la reclame, peste tot, în mai toate descrierile brandurilor din România, și internaționale și românești, scrie că brandul inovează. Poate ați văzut, inclusiv la Cora, la Capu și peste tot, se inovează la raft. Suntem o țară care inovează continuu. Și ar fi foarte bine să fie așa, dacă și în realitate s-ar întâmpla exact așa, cum se spune în comunicate, exact așa cum se spune la întâlniri, exact așa cum toată lumea se laudă. Nu inovează toată lumea, după cum bine știm, dar suntem încântați să vedem că oamenii doresc să inoveze. Și mi se pare foarte important că oamenii au început să înțeleagă că astăzi, când tehnologia schimbă totul peste noapte, suntem nevoiți să ne adaptăm. Nu trebuie să o facem. Nu ne forțează nimeni. Suntem obligați pur și simplu. Dacă vrem să fim la curent cu ce se întâmplă, dacă vrem să avem șansă de să ne luptăm cu ceilalți competitori, cu piața, în momentul de astăzi trebuie să inovăm. Și trebuie să fim globali, pentru că ne mai luptăm doar noi cu noi aici, ne luptăm cu toată lumea. Internetul a schimbat din fericire pentru unii, din nefericire pentru alții, modul în care se desfășoară astăzi lucrurile. Avem un eveniment care a atras atenția de fiecare dată, un eveniment frumos care reunește oameni din companii care inovează, oameni din companii din tehnologie. În sală sunt astăzi foarte mulți blogger, sunt jurnaliști, sunt oameni de branding și oameni, cum am spus, de la departamente de inovație, care vor să vadă ce e nou, care vor să vadă ce mai spune concurența, ce se mai întâmplă în piață. Și aș vrea să mulțumesc echipei mele care a reușit și de asta dată să adune în fața dumneavoastră un panel foarte, foarte ridicat, foarte bun, cu oameni care știu despre ce este vorba inovație. De fiecare dată am încercat, în momentul în care am adus oameni pe scenă, să îi testăm și să nu avem surpriză, să vedem că nu știu, de fapt, esența subiectului despre care vorbesc. Se întâmplă din fericire și ne dorim foarte mult să nu se întâmple la noi evenimente așa ceva. De aceea, pentru că astăzi suntem într-o sală cu mulți prieteni, pentru că pe foarte mulți deja îi văd, ne știm, ne zâmbim, aș vrea să vă rog să puneți întrebări, aș vrea să vă rog să fiți activi, aș vrea să vă rog să reușiți să scoateți și să reușim să scoatem de la invitații noștri cât mai multe informații. De asta suntem aici, de aceea au venit cu prezentări și au pierdut și dânsii și dumneavoastră din timp o zi să vorbim despre ce înseamnă inovație și să vedem, de fapt, cum putem să o aplicăm la noi fiecare în birou. Am citit zilele trecute într-o carte două definiții foarte frumoase și am spus, Gabi. Este o sală nouă pentru noi, am mai făcut doar câteva evenimente aici la Intercontinental și o să vorbesc și cu invitații mei să se prime așa pe scenă ca să pot să vadă ecranele. Sunt foarte bune pentru dumneavoastră, puțin mai greu pentru cei de pe scenă. Sunt foarte mulți cei care spun, domnule, care este diferența între invenție și inovație, cum face o diferență? Și am găsit aceste două explicații care sunt foarte simple și ușor spuse, așa scris și explicat. Invenția este acea idee nouă și ca orice idee nouă, ea se transferă ușor de la unul la altul. Asta este o definiție care mi-a plăcut foarte, foarte mult. Și inovația este o practică. Este acea practică care are nevoie de un om pentru a fi pusă în practică. Este noutatea care poate fi aplicată.
Ceea ce foarte mulți dintre voi știți foarte bine este că inovația depinde foarte mult de omul care o face. Sunt foarte multe exemple despre inovații care au avut în spate un om pasionat, un om care a găsit ideea, a pus-o în practică, care a reușit să o facă să meargă. Și în momentul în care ea a fost transferată unui alt om, unei alte companii, ea a mers. Pur și simplu. Pentru că nu există o rețetă a succesului. Inovația înseamnă toată pasiunea și nebunia și încrederea pe care are cineva în acea idee. Modul în care un om o pune în practică. Și se vede foarte bine la oamenii care inovează. Sunt acei nebuni frumoși care schimbă lumea, acei nebuni frumoși care prima dată apar și nu sunt luați în seamă și nu li se acordă credit și care trebuie să demonstreze din nou și din nou, dar care până la urmă schimbă lumea. Și asta este partea frumoasă. Că acești nebuni frumoși reușesc să ne ducă pe toți mai departe. Vă mulțumesc încă o dată că ați venit. Am făcut acest intro tocmai ca să reușim să aducem pe toată lumea de afară. Sunt Marta Ușurelu, redactorul șef de la revista Biz. Suntem la Biz Innovation Forum și începem în forță cu o sesiune frumoasă în care vorbim despre ce înseamnă inovație astăzi. Și pentru că am vrut să avem un prim speaker foarte bine pregătit, dar care abia s-a întors la San Francisco și este deja chinuit că n-a intrat bine pe pus, a zis că trebuie să fie primul și să încerce să trezească odată cu dumneavoastră și am să vă rog să-mi întâlnim un aplauze pe Andrei Pitiș, fondator și CTO de la VectorWatch. Bine ai venit, Andrei! Bună dimineața, Marta, bună dimineața tuturor! Sunt onorat să fiu aici dumneavoastră în această dimineață pe care o percep mai greu ca dimineață, mai mult ca seară, deocamdată. E un subiect greu, pentru că, așa cum zicea Marta, se pare că fiecare face inovație și nu este doar evident despre ce este vorba. Însă, așa cum spunea ea, inovația este despre oameni până la urmă. Adică inovația este pornită de oameni, este generată de oameni și aplicată de oameni în mod practic. Și cred că întrebarea se pune în fiecare dintre companiile sau organizațiile sau echipele în care suntem, cum putem să încurajăm inovația. Și poate părea, eu știu, interesant, dar chiar și în VectorWatch, care este în sine o companie cu un produs inovativ, este nevoie de inovație în fiecare zi. Deci nu e suficient că ai venit cu o idee și începi să o pui în practică și să o dezvolți. Trebuie să ții foarte bine, să continui procesul de inovație. În fiecare zi. Și asta înseamnă, în primul rând, trebuie să cunoști foarte bine spațiul. Deci cei care fac inovație trebuie să cunoască foarte bine spațiul în care se mișcă. Industria în care sunt, domeniul în care activează. Doi la mână, un factor care ucide inovația și sunt studii pe tema asta și pe asta aș vrea să ne-am să spiciu de azi, este o chestie foarte utilizată în companiile mari și mijlocii și care se numește managementul performanței. Și o structură de bonusuri axată pe managementul performanței. Ei bine, s-a demonstrat că această structură de bonusuri ucide creativitatea, deci ucide inovația. Oricât de ciudat ar părea, și nu știu dacă sunt oameni de la afaceri aici în sală, în momentul în care iei un om și stabilești niște criterii de performanță și atașezi niște rezultate financiare pe acele criterii de performanță, acel om va fi foarte focusat să le execute pe alea. Când un om e focusat pe ceva, nu e creativ. Și, în general, o chestie pe care o povestesc destul de des este că atunci când eram la Ixia și vorbeam cu Radu Georgescu mult înainte să existe Vector, și i-am mărturisit că am niște idei de startup, o idee, două, el mi-a spus că are 100. Și eu am crezut că mă minte. Și mi s-a părut exagerat. Însă el avea 100 pentru că el nu era focusat zi de zi să conducă o companie cum era în momentul ăla. Și deci am o dovadă clară, asta este o dovadă, și alta este că noi așa este un studiu publicat de cei faimoși cercetători britanici care demonstrează că și atunci, sigur că foarte mulți dintre noastre ar putea spune, bine, hai să facem un bonus pe inovație. Să facem
ca și obiectiv de performanță. Inovația și ți-a fost un bonus, ca să fie oamenii focusați pe inovație. Ei bine, nu funcționează, pentru că inovația nu se poate, creativitatea și inovația și ideile nu se pot cuantifica și lega de un bonus de performanță. Așadar, de ce este nevoie ca să avem o cultură de inovație, nu? Este nevoie, în primul rând, de o atmosferă care să, deci cum spuneam, să nu fie bazată pe bonusuri și care să permită greșeli. Pentru că atunci când inovezi și când vin cu idei noi, numai că nu ești performant, dar poți să faci greșeli, unele dintre ele mari. Ori dacă noi avem în echipă sau în companie o cultură în care prima greșeală este pedepsită, cu siguranță nu vom avea inovație și oamenii nu vor veni cu idei proprii. Și în al doilea rând, deci este nevoie de oameni inovativi, este nevoie să fie într-un cadru inovativ, să li se permită să greșească și să aibă timp să se gândească la asta, cercetând spațiul în care sunt. Din experiența mea, dacă sunt toate chestiile astea îndeplinite, putem să vorbim despre inovație. Și asta este... Nu mai notăm niște chestii să văd ce să vă mulțumesc. Spunea Marta că nu te obligă nimeni să faci inovație. Aș vrea să o contrazic un pic, te obligă piața. Deci părerea mea este că dacă faci foarte bine ceea ce faci, și faci chiar foarte, foarte, foarte bine, însă începi să faci asta pentru un timp suficient de lung cât alții să facă mai bine decât tine, vei dispărea. Deci chiar dacă ești cel mai bun la un moment dat. Și asta se vede foarte des. Și pentru companii mari, ce recomand eu, dacă sunt și companii mari în sală, nu știu exact care este public, o să vreau să iau întrebări ca să înțeleg, recomand asocierea cu startup-uri sau cu echipe de tineri, cu programe antreprenoriale și asocierea cu astfel de medii din care pot să extragă idei și entuziasm și energie pentru inovații. Așadar, aș vrea câteva întrebări din sală ca să pot să îmi acordez restul speech-ului. Cine îndrăznește? Spune mai întâi, cum faceți la voi inovație? Cum se întâmplă la voi? Care e mecanismul vostru? Păi, așa cum spuneam, am început cu o idee inovativă, care la momentul respectiv era inovativă și, pe măsură ce am implementat-o, am continuat să ne uităm la ce face competiția și să înțelegem care sunt problemele din piața respectivă, să venim cu idei și mai noi. Dar aveți un departament de inovație? Colaborați cu mai multe startup-uri? Nu. Cred că din selecția oamenilor. Am luat oameni care au fost toți în tot felul de programe de inovație. Avem, nu știu, toți programatorii noștri au avut cel puțin un startup înainte. Adică nu au educație doar tehnică, să zicem. Am căutat oameni care să vină ei cu idei, care să cerem. Sigur că e mult mai greu, adică e greu de condus o firmă în care fiecare are ideile proprii. Nu? Dar e bine, trebuie să fie greu ca să fie ceva inovativ, trebuie să nu stai bun de compa, gata, o întrebare. Vreau să întreb, când vin atât de mulți oameni, din domenii diferite și practic e inovație, deci nu știi ce o să funcționeze, cum alegi? Care sunt criteriile? Cum pui în balanță? Ce merge și ce nu merge? Că practic tot ce vine e creativ și inovativ într-un. Da. În primul rând, mersi pentru întrebare. Prima jumătate foarte importantă, trebuie să fie oameni diferiți ca să existe inovație, trebuie să ai oameni diferiți. Și, în general, ca să iau oameni diferiți lângă tine, este foarte complicat, pentru că căutăm să avem oameni, știm să recunoaștem valoarea oamenilor care sunt la fel ca noi. Dacă suntem, și atunci știm să-i alegem, păi, ușor. Păi, care sunt din domenii total diferite, nu știm să-i alegem, pentru că nu avem criterii, nu îi recunoaștem pe cei buni. Și atunci, sfatul meu, în general, în situații de astea, este să alegem pe intuiție și nu pe logică. Deci dacă logic mi se pare că persoana e bună, dar intuitiv alta, să o luăm pe aia, pe intuiție. Pentru că, sigur, logica noastră în alt domeniu decât cel în care activăm nu este bună. A doua întrebare, cum selectăm ceea ce trebuie să folosim? Adică cum selectăm ideea mai bună dintr-un teanc de idei venite de la oameni? N-aș zice că un proces de selecție, un proces de prioritizare mai degrabă. Adică le prioritizăm în timp, cred. Sunt
suntem mai mulți care ne uităm la idei noi, asta mă gândesc și la când eram în Ipsia și făceam, era un comitet care se uita la idei patentabile sau la ideile care pot fi patentate și le selectam și le prioritizam, adică credeam, care credeam că sunt mai importante, care mai puțin importante și făceam câte aveam, câte puteam din ele, în esență. Le luam pe primele câte puteam să facem, 3 sau 4 sau 5. Andrei, aș vrea să spun și o întrebare. Pe când de noua generație de VectorWatch și cea mai diferită de cea veche? În momentul ăsta, inovația noastră în business constă în faptul că am observat că există, nu știu cum să zic, să nu zic, deci că există un interes pentru tehnologia noastră și pentru a licenția tehnologia altor producători. Deci, cumva, ne diversificăm în sensul în care rămânem axați și pe produs, însă licențiem și tehnologia altora. Și dacă, în momentul în care o să se întâmple chestia asta, o să vedem mai multe device-uri făcute de companii diferite care sunt powered by Vector Technology. Și, adică și asta e un, e un pas, adică trebuie să te uiți să vezi și trebuie să te poți adapta pieții, e foarte important. Ai spus, Andrei, mai devreme ceva despre intuiție. De obicei, în business, intuiția este asociată cu femeile. Bărbații nu cred în intuiție. De ce, când este vorba despre inovație, deodată intuiția este bună și la bărbați? Eu cred că bine, în contextul în care spuneam despre intuiție. Eu nu te contrazic, să știi. Da, eu da, cred da. Foarte mult în intuiție. Eu cred în intuiție, mai ales în zonele în care logica... Pentru că inovația nu este un proces logic neapărat. Este un proces creativ. Și atunci, chiar și când selectăm o idee bună, dacă ne-am folosit logica, n-ar fi, nu știu, n-ar fi creativitate, n-ar fi inovație. Ar fi o demonstrație mai degrabă sau un rezultat logic. Și cred că intuiția este cheia alegerii unei idei bune sau unei persoane bune care să colaboreze în alt domeniu. Știi că cumva în contextul ăsta spuneam că dacă ești într-o zonă tehnică, știi să recunoști persoanele tehnice bune, dar nu știi să recunoști persoanele de sales sau de marketing bune. Și atunci, logic, adică dacă te gândești care ar fi calitățile, nu cred că ajungi la rezultatul corect, pentru că tu din alt domeniu și acolo ziceam că bazezi mult pe intuiție, dar și la alegerea ideilor inovative. Și da, deci trebuie în echipele, în general, echipele de inovație și creatoare și este co-fondatoarea VectorWatch și Irina prezent aici, a existat aproape de una și o femeie. Mai am o întrebare, văd că până la curiozitatea jurnalistică nu mă lasă. Ai mers mult afară și ai văzut cum sunt și celelalte nații și ce se întâmplă afară. Cum sunt românii în această zonă a inovației? Știi că toată lumea spune că românii sunt foarte inteligenți, românii sunt foarte inovatori, dar mai există pe de altă parte o mare pătură din piață care spune, vai domnule, sunt niște patrioți, nu există așa ceva, românii nu sunt prea deștepți. Nu știu, eu n-aș zice nici că suntem mai deștepți, nici că suntem mai proști decât alții. Adică mie mi se pare că oamenii sunt largely the same. Aș spune că educația noastră este încă foarte strictă și nu încurajează neapărat creativitatea, încurajează însă meserile mai tehnice. Și din punctul ăsta de vedere avem un edge peste educația, eu știu, americană, britanică, în care este încurajată mai mult creativitatea decât ingineria. Și asta se și vede, dacă duci în Silicon Valley, aproape nimeni nu este din America acolo, sau nimeni n-a făcut în America acolo. Însă, dacă te uiți cine conduce companiile alea, este aproape toți sunt americani, pentru că sunt din zona de, educația lor, din zona de leadership și de, de inovație. Din punctul ăsta, din punct de vedere al inovației în sine, aș spune că noi suntem un pic cam modești și cam fricoși mai degrabă decât foarte inovativ. Adică eu cred că suntem inovativi și eu văd și cred că demonstrăm și cu VectorWatch și cu alte inițiative că putem să fim foarte inovativi, dar cred că trebuie să avem un pic curajul să o și facem. Și mi se pare că foarte mulți români când se compară cu restul lumii, mai ales cei care ar putea să o facă, oamenii de calitate, sunt timorați. Cum se face noi în România, cum să avem curaj să comparăm cu
eu știu, cu Apple, cu Google, cu aici n-am. Pe bune, deci chiar nu sunt, nu au două creiere, nu au, deci sunt oameni ca noi și acolo nu au, într-adevăr, doar bugete foarte mari de marketing. Fără de asta, sunt la fel, putem să concurăm. Alte întrebări? Hai, întrebări, curaj, pe bune, orice. Andrei, dă-ne un exemplu tău, așa, juicy, ca să învățăm ceva din... Cum a decurs inovația la voi? Păi, gândește-te că noi am pornit firma trei oameni, mă rog, cu o investiție și am venit cu niște idei și la un moment dat ne-am hotărât să aducem lângă noi un CEO din lumea ceasurilor. Adică o persoană total diferită de noi, care a dat peste cap total unele chestii pe care noi le credeam. Deci curajul de a aduce lângă tine oameni diferiți. A fost greu, n-a fost simplu la început, însă produsul pe care l-am și eu acum pe mână dovedește că a fost o decizie bună. Dar în procesul de inovație, adică sunt lucruri care le-ați schimbat radical, le-ați... Procesul de inovație se bazează, în primul rând, pe o documentare foarte profundă a domeniului în care inovezi. Asta e în primul rând. Sigur că câteodată se spune că e bine să nu știi ce te așteaptă ca să ai curaj să inovezi și asta cumva s-a aplicat și la noi, că dacă știam cât de complicat o să fie să-l facem, probabil că n-am fi avut curaj să începem și apoi bine că am avut. Însă ne-am documentat foarte bine tot ce înseamnă spațiu, știi, și trebuie să vorbești cu oameni, trebuie să citești, trebuie să fii foarte, foarte bine informator când te întreabă cineva de ceva sau din domeniul tău, trebuie să știi totul despre compania aia și de ce ești mai bun și nu. Deci trebuie să știi tot. A fost inovație în numele brandului? Vector vine ca nume românesc sau internațional, la alăturare de românesc Vector Watch? Numele brandului a plecat de la noi, este un nume pe care noi l-am cu care am pornit și pe care ne-am luptat destul de tare să-l luăm la nivel internațional, pentru că, așa cum poți imagina, cam orice nume de ăsta mai comun e ținut de diverse trei marcuri. Și da, cred că trebuie să te bați pentru un nume mai puternic și nu să cauți, acum toată lumea caută ce nume nu au domeniul de .com ca să-și facă un brand, mai ales în zona asta tehnologică, știi? Și vin cu tot felul de cuvinte care nu există și nu vor exista și nu o să ține minte niciodată. Nimeni. Și dacă vrei să creezi un brand nou, trebuie să ai un nume memorabil pe care să reușești cumva să-l securizezi în internațional. Să-i creezi mai pe el. Mulțumim, dragă Andrei, a expirat și timpul. Mulțumim frumos și felicitări pentru ce faceți. Mulțumim frumos și vouă în orice companie ați fi. Sunt sigur că dacă vă lăsați un pic de timp să vă gândiți și aveți curajul să încercați lucruri în care ar putea chiar să greșiți destul de grav, veți reuși să ajungeți la inovații și la produse și soluții inovatoare. Mersi frumos și mult succes! Se tot vorbește în ultima vreme despre cât de important este să ai curaj să greșești. Tocmai pentru că noi în România suntem obișnuiți să nu greșim. N-ai voie să greșești. Dacă greșești, Doamne, se întâmplă ceva, nu mai existi ca om, totul se duce pe-l tău. Dar nu este așa. Și ce am învățat cu toții este că cel mai ușor înveți când greșești. Așa se întâmplă. Următorul speaker este un om care a reușit să schimbe foarte mult fața companiei pe care o conduce și care a reușit să schimbe foarte mult și mentalitatea pe care o avem noi ca oameni și să influențeze foarte frumos. Am vrut să spun prima dată tineri, dar nu este vorba doar despre cine. Ați auzit despre școala, da? Da. Da? V-ați trezit? Andrei, ai trezit. Bravo. Eu am fost foarte încântată când am auzit de proiectul Școala Franco. Am zis, hai să vedem cum o să fie și perceput în piață. Și m-am întâlnit în ultimele două săptămâni cu foarte mulți oameni care mi-au spus că au fost la cursuri, nu că au aflat. Ceea ce este foarte interesant, pentru că avem nevoie mai mult ca oricând acum să înțelegem ce schimbă tehnologia, să
să înțelegem ce înseamnă de fapt inovație și trebuie să fim prezenți acolo unde tehnologia și inovația se întâmplă. Și ce la Franco sunt, să spunem așa, cum am vorbit și la pauză, primii oameni care văd de fapt inovația în afara celor care o inventează, bineînțeles, o inovează. Pentru că la ei în magazin, nu? Așa cum ai spus, Dragoș, vine mai întâi cineva cu un, ce, servietă, nu? O servietă, cu cătușe, cu un secret înăuntru, trebuie să vadă fiecare nou telefon, nou gadget, noua tehnologie și apoi, peste câteva luni, apare produsul în magazin. Am să vă rog să-l întâmpire un aplauz pe Dragoș Sâmbu, CEO Franco, bine ai venit! Bună dimineața! Felicitări antevorbitorilor! Mulțumesc pentru șansa de a vă adresa astăzi cuvinte. Suntem în mijlocul inovației, suntem participanți la inovație și atunci avem o șansă să vorbim despre ea. Ca să explic până la capăt mecanismul, sunt niște domni de la un producător celebru. De fiecare am lansat recent o variantă la 7-a de telefon și în momentul în care noi o vedem, vin așa cu o geantă blindată, legată, cu cătușe la mână, înăuntru telefonul, evident. Mai sunt și doi bodyguards în spatele domnului, vin la noi, urcă la etajul 3, cum suntem noi, îl vedem 10 minute, au închis geanta, au plecat. Asta e accesul pe care îl avem noi la tehnologie. Sigur, ulterior urmează toate lucrurile, dar o să explicația e dată într-un context în care încercăm să spunem că noi suntem parte din procesul de inovație și că suntem cumva printre primii care aflăm despre inovație. Aș mai vrea să vă rog pentru a am câțiva colegi în sală să nu pună întrebări despre cum schimbăm structura KPI-ilor, să le trebuie de pe Andrei, dacă trecem de la non-financiar la, sau de la financiar la, la non-financiar. Aș vrea să vă invit să facem o scurtă incursiune, fără să încep ca farfurii de la 48, o să încep un pic mai dinainte și anume să ne gândim că omul are evoluție de specia umană, datată, documentată, cam de 40.000 de ani. Din acești 40.000 de ani, 10.000, omul i-a evoluat într-o structură socială. 8.000 înainte de Hristos și cam 2.000 după. 8.500, deci cam 10.000. Stai să zicem 10.000 în rotund. În evoluția de 10.000 de ani a omenirii, cred eu că s-au întâmplat două lucruri majore. Sigur că s-au mai întâmplat și altele, dar eu le-am ales pe acestea două. Prima ar fi revoluția industrială, pe la 1800, în 200 de ani a schimbat pe totul lumea, toți mergem azi cu mașini. Aici, când am traversat la Intercontinental, număram câte mașini trec la semafor și câți dintre șoferi vorbeau la telefon sau țineau telefonul în mână. Și am avut și renașterea, care a durat mai mult, câteva secole, 1400-1500, și care ne-a schimbat și ea, dar durata e tot una relativ mică în, tot, în toată evoluția omului. Acum aș veni la o perioadă un pic mai recentă, care e legată de evoluția sau de viața a părinților, a bunicilor noștri. Televizor. Televizor are istorie de vreo 100 de ani. A început cu tubul catodic, tot pe la 1900. 50, 50, 60 de ani. Nu s-au schimbat mai lucruri. S-au schimbat, dar nu atât de esențiale. Un pic la imagine, ok. Color, mai multe culori, nu mai alb-negru, mult la design. Ceva la sunet. Am avut sunet bifonic, am avut sunet stereo, am avut tuburi plate, toate astea s-au întâmplat într-un orizont de 50 de ani. În 2008 a apărut Smart TV-ul. Din 2008 până în 2016, deci 8 ani, 7 ani, sunt cel puțin 3 tehnologii majore care au marcat evoluția televizorului. Și vorbesc aici de tehnologia de plasmă, de timp a și dispărut, de tehnologie 3D și mai nou de tehnologie 4K. Și dacă nu vă grăbiți să vă luați un televizor 4K, urmează 8K. Și o evoluție și mai recentă, și anume din viața noastră, a celor de aici din sală, eu mi-aduc aminte cu drag, trebuie să recunosc cât de eficient eram să vorbesc în 3 secunde. Acum câțiva zeci de ani, dar eram foarte eficient. Nu știu dacă cu drag, dar mi-aduc aminte iarăși de kilogramele alea de, sau cum se cheamă, cărămizile, telefoanele mobile pe care le aveam în momentul respectiv. Tot 30 de ani de evoluție. Sigur, telefonul clasic e de la începutul secolului, dar smartphone-ul în sine a apărut prin 2007. 2007, 2016, 2015 și toată lumea noastră e altă. S-a schimbat. Nimic nu mai e la fel. Și am ajuns, de fapt, unde vreau să ajung. Și anume, la cea de-a treia
revoluția, la cea de-a treia schimbare masivă pe care noi o percepem și în mijlocul căreia noi suntem parte din ea, și anume revoluția internetului. Nimic din tot ce am făcut până acum nu mai seamănă cu ceea ce facem astăzi. Pornind de la lucrurile practice pe care le facem până la acele lucruri pe care le gândim și la lucrurile pe care ne gândim să le facem mai departe. Și dacă vreți, nu știu, eu mi-aduc aminte iarăși de câțiva ani în urmă, zeci de ani, când eram o tânără speranță și mergeam la Biblioteca Județeană și pentru astfel de prezentare îmi lua două zile cel puțin. Făceam un referat la istorie, la geografie, sigur era o opțiune mult mai bună decât să-mi fac lecțiile la chimie. Astăzi, ieri, cu tot cu cafea și cu ce am mai studiat noi acolo, mi-a luat cam 3 ore. Iată ce înseamnă, dacă vreți, diferența între ce a fost ieri și ce e azi, într-un orizont de timp, nu de 40.000, nici de 10.000, nici de câteva sute, ci de câțiva zeci de ani. Ce se întâmplă? Tehnologia se schimbă, se schimbă într-un ritm rapid, totul e acum, totul e azi, cumpără azi, că nu știi ce pierzi, acum doar azi e super ofertă. Și cred că simțim, eu simt, nu știu, cred că și dumneavoastră simțiți, reacția umană. Devenim autiști, ne închidem, nu știm ce se întâmplă, totul ne lovește, totul precum raza de lumină reflectă, sau încercăm să adaptăm. Luăm cât de mult putem din tot stimulii pe care, sau din toate lucrurile care afectează stimulii noștri. Astfel că noi suntem într-un proces permanent de adaptare. Viteza, în schimb, trebuie recunoscut că e dată atât de producător, cât și de consumator. De producători. Producătorii, dacă vreți, au un interes mercantil. Azi. Sunt într-o bulă. N-au cum să mai iasă din ea. Dacă anul acesta iPhone nu o să lanseze Apple, nu o să lanseze iPhone 7, mă tem că vor avea o problemă. Și așteaptă încă un an să-l lanseze. Deci nu mai au nicio opțiune. Pe de altă parte, interesul e unul mercantil. Dar în același timp și consumatorii favorizează o astfel de abordare. Nu știu ce faceți dumneavoastră. Eu pot să vă spun care e primul lucru, care e ultimul lucru pe care îl fac înainte să adorm și care e primul pe care îl fac când mă trezesc. Mă uit pe telefon. Mai mult la mail-uri, mă mai uit la vânzări. Astea sunt lucrurile care se întâmplă. Sunt dependent. Sunteți dependenți. Relația dintre producător și consumator, mijlocită și de noi, creează premisele unei asemenea revoluții tehnologice. Și câteva exemple, ca să înțelegem și mai bine. Producătorii schimbă telefoanele aproape de două ori pe an. Consumatorul nu ține ritm. În schimb, se adaptează. Consumatorul schimbă de 2-3 ori. Cam la 2-3 ani schimbă telefonul mobil. Același lucru se întâmplă la notebook-uri. Probabil că notebook-urile acum câțiva ani în urmă le schimbați la 5 ani. Azi le schimbați cam la 3 ani. A apărut 2-in-1. Iar notebook-urile de nișă, gaming-uri, acelea super performante, arată bine, ne obligă să le schimbăm. La televizoare. Televizoarele le schimbăm noi în 5 ani, dar avem mai multe camere la casă. Luăm un televizor plus la fiecare cameră. Iarăși, vă dau exemplul meu, am 3 televizoare acasă, n-am foarte multe, adică sunt destul de multe. Dar pe unul se uită fiica mea la Disney, pe unul se uită, se joacă filmul la consolă și pe unul se joacă soacră mea la Casan sau cum îl cheamă pe la Punea. Suleiman, scuzați-mă, la Suleiman, da? Și atunci vin și cumpăr, stimulez tehnologia. La produsele tradiționale, sigur că acolo suntem încă în faza în care eram la televizoare, cu acea evoluție de 40-50 de ani. Dramatic nu se schimbă prea mult la aceste produse, chiar dacă ele înglobează mult mai multă tehnologie și atunci le schimbăm mai rar. Aș mai spune 2-3 lucruri despre ce s-a întâmplat anul trecut în piața din România pe vânzările de produse tehnologice. Televizoarele incredibile au crescut. Suntem pe la 1.000.000 și ceva de units-uri vândute. Mai mult de jumate din ele sunt televizoare smart, televizoare de ultimă generație. Iar televizoarele 4K, anul trecut, au avut un ritm de creștere de peste 70%. Incredibil. Există o creștere, cât că ați tot auzit-o pe smartphone-uri, piața din România a ajuns la 3,5 milioane anul trecut. Ritm de schimbare la 3 ani. Grad de penetrare 50%. Deci încă mai avem de vândut, de testat, de jucat cu telefoane. Cresc notebook-urile 2-in-1, cresc notebook-urile de nișă, mult, și cresc produsele de înfrumusețare, semn că niște vremuri s-au închis. Mă refer la perioada de criză și mai departe și astăzi omul are timp să se mai gândească și la el. Și atunci cumpără astfel de produse.
Dat fiind că producătorul e mercantil, consumatorul e dependent, avem și brandurile care nu așa folosesc tehnologia ca și, ca și mod de comunicare, dacă vreți. Știu un celebru producător de pâine care vorbește despre tehnologie în care nu atinge produsul. Toți ne dorim chestia asta, nu pune nimeni mâna pe produsul nostru. Există un concept car acolo, lansat cred că anul trecut. O mașină construită de la zero, într-o tehnologie nouă. Vorbim de eco-bubble, facem o economie de detergent de nu ne vedem. Și la televizoare, evident, toată lumea astăzi comunică 4K. Și mai am un lucru de spus, și anume că mediul acesta virtual susține toată viteza, susține revoluția de care vorbim astăzi. Și iarăși, sunteți oameni de marketing, sunt convins că vă puteți compara impactul unui panou outdoor, chiar și aici, în piața universității, pe care îl văd, nu știu, 10.000 de mașini, câte radule traficul pe aici, 10.000 de mașini, și pe care îl putem ține 3 săptămâni, versus un filmuleț care rămâne și care poate fi vizualizat de mii sau milioane. De ce Flanco și de ce eu am pe scenă? Și aici am revenit la povestea cu brand-ul și cu geanta blindată. Avem fericita șansă să fim cumva în mijlocul evenimentelor și să fim primii care ajungem la tehnologie. Fie că vorbim de produse, produse nou lansate, nu-i așa? Uite, tocmai ajunge iPhone 5 Second Edition. Cât de curând, că în o săptămână ajunge. Suntem primii care punem mâna pe el, care putem să vedem ce se întâmplă cu tehnologia. Dar în acel și la fel, din punct de vedere al platformelor, avem șansa ca parteneri să vină către noi. De curând, există parteneri care a venit la, s-a uitat în magazin, câte pioiesuri avem, sunt 2-30, dar arată ca o socovă. Hai să facem unul singur, că se poate. Facem, cum să nu, dar te duci tu la bancă să-i convingi toate cele 10 bănci să folosească un singur device. În schimb, facem. Deci avem șansa ca platformele să vină către noi. În același timp, avem o misiune. Prima dintre ele e să facem facilă tehnologia. Și noi reușim să facem chestia asta printr-un instrument pe care îl avem la dispoziție și care se cheamă creditul de consum. V-ați săturat, sunt convins, de credit cu buletinul, nu o să vă spun de el. Dar pot să vă spun, de exemplu, că astăzi Flanco are 36 de rate la produse fără dobândă la televizoarele de diagonală mare. Deci dacă nu vă uitați la Hasan, la Suleiman, vine campionatul european. Pe 10 iunie România deschide campionatul european. Credeți-mă, meciul de deschidere cu Franța pe un display de 50 de inci se va vedea senzațional. Minim pe 50 de inci, eu vă invit să vă luați 60 și peste. Avem tehnologia, da? Pe de o parte, tehnologia pe care trebuie să o facem accesibilă. Pe de altă parte avem misiunea să educăm consumatorii. Avem misiunea asta. Și trebuie să vă spunem de ce să vă luați la naiba iPhone 5 Second Edition când anul trecut v-ați luat iPhone 5. Ce vă schimbă viața iPhone 5 Second Edition? Trebuie să fim capabili să facem treaba asta. În același timp, e clar că noi nu mai avem, ca și jucători în zona retail-ului, noi nu mai avem nicio șansă să dormim. Ne trezesc fie clienții, fie competiția, nu avem absolut nicio șansă să dormim. Suntem vii, vigilenți tot timpul. Dacă am închis un pic ochi, am pierdut. Și nu în ultimul rând trebuie să spun că structura business-ului nostru se schimbă profund și probabil că în zona noastră tot auzit vorbindu-se de omnicenă. Nu e un lucru ușor, înseamnă o schimbare a mindset-ului nostru, a ADN-ului nostru, dacă vreți, să mergem din zona magazinului tradițional și să reușim să răspundem fiecarei dorințe pe care clientul are. Dar când vrea produsul azi aici, să fim în măsură să-l dăm azi aici, la prețul pe care îl vrea, în condițiile de calitate pe care și le dorește, să fie în măsură să primească un sfat de care are nevoie și pentru care să vină în magazin. Ce-a făcut Flanco în zona inovativă? Am spus că nu vă spun de credit cu buletinul, dar să știți că e al nostru. Flanco a lansat credit cu buletinul în România. Am să vă spun doar câteva lucruri despre Black Friday-ul nostru din 2014. Flanco în 2014 a încercat o soluție cloud și a fost între puținii retailer care a încercat o astfel de soluție cloud de la Microsoft. Motiv pentru care Microsoft ne-a și premiat. Și nu ne-a premiat Microsoft de aici din România, ne-a premiat Microsoft de la mama lui pentru cel mai îndrăzneț retailer care a adoptat o soluție cloud. Am mers în cloud pentru că știți presiunea pe echipamente de Black Friday, totul e de 20-30 de ori mai mare și atunci echipamentele cedează. Dar partea bună pentru noi a fost în 2015, când am avut platforma web pusă la punct și am fost singura platformă din România, din zona retailului, care a funcționat fără problemă. Din minutul 1, din secunda 0, când am vrut să-i dăm drumul și până în ultimul moment. În al doilea rând, vorbim de CRM. Poate nu e un lucru chiar nou, dar suntem printre puținele companii din România, de retail, care au o aplicație de CRM
clară, profesionistă. Dacă ieri, alaltăieri, ne sunați, am pus aplicația asta de CRM la finalul 2015. Dacă, să zicem, la începutul 2015 ne sunați, ok. Ce vreți, cine sunteți, ce problemă aveți, nu știam să interpretez. E locul dumneavoastră. Asta o să vă spun. Putem, dacă ați cumpărat de la noi și ne sunați, știm cine sunteți. Salut, Dragoș, ce faci? Cum îți merge televizorul? Soacra mulțumită, soția, totul în regulă, copii. Înseamnă altceva din perspectiva interacțiunii cu clientul și din perspectiva vitezei de rezolvare a problemelor clientului. Sigur că punem echipamente hardware în permanență, astfel încât să putem să creștem performanța tehnică a echipamentelor noastre. Și am reușit, practic, într-un an și câteva luni, bun, în 2 ani, cu vizibilitate la client, într-un an, să spunem, să schimbăm cu totul fața lui Flanco.ro. Am devenit un site responsiv, nu mai suntem unul adaptiv. Avem un timp de încărcare a paginilor, aveam câteva secunde, acum avem sub o secundă. Avem multe lucruri care s-au schimbat și de care suntem mândri, pentru că le-am adoptat și noi pe modelul tehnologiei, cu o viteză incredibilă. Lucrurile astea le-am făcut într-un an. Sigur că nu vă spun de resurse, în sensul în care cu o echipă mică am reușit să facem niște lucruri care sunt absolut fantastice. Ce mai facem noi? Pentru că tehnologia ne obligă. Schimbăm structura comunicării. Dacă până anul trecut mergeam masiv pe media tradițională, pe televizor, pe radio, astăzi ne mutăm, migrăm acolo unde sunt și clienții noștri. Ne ducem către... Mi-ai spus timpul, mai am nevoie de 2 minute. Ne ducem către media tradițională. Ați vorbit de școala Flanco. Senzațional. La început anul trecut a fost o idee susținută pe principiu, da, băieți, faceți-o că e ok, vedem ce iese, după care anul ăsta, dar știți, ați făcut-o, ați ieșit senzațional, hai să facem aia, hai să facem atunci, hai să facem pentru angajați, hai să. Așa funcționează lucrurile. Și pentru că vorbim și de comunicare, nu să vorbim numai de comunicare externă, o să vorbim de comunicare internă. Am pus aici, am mai spus recent la o prezentare, am avut o discuție cu șeful meu de oameni, cu șefa mea de oameni, apropo de intuiție, care a venit și mi-a spus: avem o problemă mare. 16-17% mai suntem din generația X. Ori ne adaptăm, ori dispărem ca dinozauri. Vă redau motamu discuția. După care ne-am gândit, ok, dar noi avem o aplicație. Iarăși, suntem singuri care am creat așa ceva. E creată în 2014. Ne-am făcut foarte o performanță chiar. Dacă vreți, un fel de Facebook al nostru. Dar nu e doar pentru viața socială. E și pentru viața, mai degrabă, pentru tot ce se întâmplă în companie. Reușim să comunicăm procedurile în timp real, reușim să ne comunicăm campaniile în timp real, reușim să ne evaluăm angajații și să fie totul transparent. Colegii noștri din magazine reușesc să-și publice acolo multe din lucrurile bune pe care le fac în magazin. Și același șef de oameni recent a venit și mi-a zis: am știut ce, am probleme cu recrutarea și m-am gândit. Facem atâtea lucruri bune în interiorul companiei. Dincolo de ce se întâmplă, ok, vindem, am trecut, am avut cel mai bun an, am avut profit nemaipomenit, am trecut extraordinar, toate lucrurile astea bune le facem, dar noi pentru noi. Facem campionate de fotbal. Tu știi ce e la campionatul ăsta de fotbal? Nu e nimic, nici n-ai venit. Facem școala Flanco, o să o facem acum pentru angajații noștri. Ne aducem în permanență cei mai buni consultanți de învățări. Și la niciunul n-am pus și noi o poză pe Facebook. Cum să ne creăm un brand de angajator? Și dacă vreți, pentru mine e principala temă pe care am luat-o de la colegii mei și pe care încerc să o adresez în perioada următoare. Să ne creăm un brand de angajator astfel încât să putem folosi instrumentele pe care le avem la dispoziție. Ok, prezentarea se încheie cu un citat. Nu e al meu, așa că nu o să-l recit. Al unui domn mai inteligent decât mine. Mulțumesc frumos! Pentru prezentare și mai ales pentru modul frumos pe care l-ai introdus. Păi mi-ai dat 15 minute, de obicei vorbesc cu oră. Vă rog, dacă aveți întrebări. Crezi că, dacă te gândești la tehnologie și la e-commerce de anul, e o tehnologie care crezi că va schimba fața e-commerce-ului, să zic, nu știu, în următorii câțiva ani, să spunem așa. Dacă vorbim un pic de ce s-a întâmplat în trecutul apropiat, lumea vorbește unii despre drone, alții despre butoane care îți comandă detergent, nu știu, chestii de genul ăsta, dacă e vreo tehnologie pe care o vreți să vorbim.
Dacă o vedeam, nu era Mazda Voia aici pe scenă, era pe altă parte, îl convergea pe Andrei să-mi dea bani. Dar nu sunt. Realitatea e că se întâmplă, cum să spun, eu cred. Uite, hai să ne gândim cum a evoluat tehnologia de-a lungul timpului. GPS-ul, toți folosim azi GPS-ul. Ce e GPS-ul? O aplicație lăsată pentru consum, dezvoltată de armata americană, nu? Cam așa a fost. Internetul. Ce a fost internetul? Păi s-a dezvoltat prin anii 60, după care în formula WWW de prin anii 90. Ai menționat dronele. Mi se pare cel mai bun exemplu cu putință, nu? Astăzi am văzut că folosesc americanii și bombardează prin Siria, prin... Noi avem la vânzare, dacă vreți. Avem drone cu care să vă jucați, timp autonomie 4 minute, 5 minute, dar avem și drone profesioniste, începând de la 10.000 de euro, care urcă la 3 de metri altitudine, care au autonomie de 2 ore, care au alte lucruri. Aș vrea să spun că ne ducem în acea direcție și adoptăm în permanență tot ce apare nou. Ce va schimba dramatic lumea asta, mă dec că n-am chiar atâta viziune să pot să o spun, să sperăm că conducătorii noștri au. Da, aș mai avea o întrebare, fapt o curiozitate. Cu toată evoluția aceasta tehnologică, sunt curioasă ce se întâmplă cu produsele vechi. Aveți un model inovativ prin care scăpați de acestea? Foarte inovativ nu e, dar există un proces clar prin care putem să preluăm de la client deșeurile și în spate există un flux, există un procesator. Noi nu prelucrăm aceste deșeuri, dar sunt procesatori specializați care le preiau și care extrag din ele tot felul de materiale de calitate, iar noi incentivăm chestia asta, noi sprijinim. Noi acordăm reduceri clienților în ideea în care ei doresc să scape de produsele vechi. Ai întrebare? Salut. Dacă toată lumea converge către aici clientul și trebuie să servim, ajutăm, cum anume vă veți diferenția voi de frații voștri de la EMAG? Sau care e direcția și unde sta, poate cum depărtați, perceptibil depărtați? No, suntem frați, mulțumesc. Suntem frați buni. Adică pentru Flanco să fie parte din grupul cu EMAG, cu acționariatul Iulian Stanciu, e un pas înainte. Adică, am acces și avem acces la niște informații pe care altfel ar trebui să le dezvoltăm, să le testăm, să le trimbăm pe ele. Deci, din punctul ăsta de vedere, asocierea din grup e de bine. Eu cred că suntem pe căi diferite, cu targete diferite, în sensul în care Flanco are o tradiție, a reușit să construiască o tradiție de vreo 20 ceva de ani, mai e o altă zonă un pic și vine din segmentul tânăr, se duce către zona tradițională. Și mai cred că noi avem multe avantaje față de competitorii din online, să nu mai refer la EMAG, și anume se cheamă magazinele tradiționale. Într-un context în care vorbim de competiție în online, să ai un magazin tradițional e un mare avantaj, e un punct de interacțiune cu clientul. Sigur că dacă locuiți în satul mare și cumpărați online, produsul vă poate veni mâine dacă la drumurile din România, sau poi mâine. Dar noi vi-l putem aduce în 2 ore. Asta e marea diferență pe care putem să o facem. În plus, avem serviciile pe care online, mai greu. Servicii financiare mă refer în special. Nu vorbesc de consultanță. Să spunem că sunteți un client autodidact. Deci sunt niște lucruri care sunt în favoarea noastră, a retailerilor tradiționali, și pe care le putem transforma dintr-un dezavantaj însemnând costuri fixe, într-un mare avantaj. Interacțiunea cu clientul. Faptul că noi suntem client. Cum vă luați dumneavoastră televizorul de Crăciun? Să vă uitați la ediția aniversară Hasan. Discuția este că există oarecare convergență. Ei deschid cât mai multe showroom-uri, voi închideți o parte din magazine ca să fiți eficienți. La un moment dat, pe termen mediu, toată lumea o să aibă showroom-uri. Știți câte magazine? Da. Știți câte magazine am deschis anul ăsta? Nu, avem un plan 30, am deschis vreo 15 până acum, în două luni. Am închis, dacă mă gândesc, în 2013 am 7 show de magazine. Azi avem 112. Și am deschis 6 magazine în luna februarie. Nu vă faceți griji. Fiecare e cu drumul lui și fiecare e cu ADN-ul lui. Eu întrebam doar atât. Așa-l văd. În 2 ani, cum vedeți diferența strategică între Flanco și EMAG? Ok. Sper că am răspuns la întrebare. Nu neapărat între Flanco și EMAG, mai degrabă între Flanco ca omnichannel, ca jucător în omnichannel și online în club. Televizoare a crescut destul de mult. Da. Un double digit acolo, un procent, un
și da, chiar 10, adică semnificativ. Totuși, dacă întreb în sala asta și cer să se ridice una cei care se uită la televizor, o să suferim un pic de șoc, așa. Nimeni nu se mai uită la televizor. După care se spune că online-ul cucerește noi culmi, dar ea nește de Există statistici, românul petrece la televizor 5 ore, cetățeanul occidental petrece la televizor 2 ore. Pentru român, dat fiind situația finanțelor, care e una mai limitată, mai restrictivă, televizorul e cea mai bună modalitate de entertainment. Deci, pe termen scurt, da, noile generații se uită puțin la televizor, dar încă, din cele 19 milioane de locuitori, și o întrebare, tot am vorbit, sau am început să vorbim despre inovație, vorbim despre CRM, vorbim despre metode și canale noi prin care se întâmplă lucrurile în acest moment. Recunosc că nu mai mi-aduc aminte când am călcat ultima dată într-un magazin tradițional, cel puțin din punct de vedere electrocasnice electronice. Și de curând am avut experiență să-mi comand o mașină de spălat, am dat adresa de acasă și am primit un mesaj de la curier în care spune că îmi livrează mașina de spălat între ora 9 și ora 18. Cândva în timpul zilei respective. Întrebarea ar fi legată de astfel de servicii, adică vorbim despre inovație, vorbim despre comenzi online, dar în momentul în care livră mașini de spălat, ar trebui să-mi iau o zi de concediu să mă duc să prindem mașina de spălat? Sau să iei de la partea de la... Ai putea să mergi la Franco în Păneasa, din David de Mobexpress, să cumperi de acolo și noi livrăm în două ore și nu pierzi toată ziua. Îți livrăm inclusiv în weekend dacă mergi acolo. Realitatea e că sunt niște limitări pe care azi le avem și pe care să știi că nu vin neapărat de la noi. Adică noi lucrăm, de exemplu, cu toți curierii din piață. Asta e potențialul curierilor la momentul ăsta. Ai venit de trafic, ai văzut cum e traficul. Da, greu de, în momentul ăsta și la infrastructura pe care o are România, e greu de dat o oră clar. E greu. Dar te invit în magazin. Repet. Te invit în magazin, pierzi o jumătate de oră, dus o jumătate de oră, întors o oră și încă două ore ai produs-o acasă. Trebuie. La ce oră se vină în magazin? Dan, vreau să ne mână la o întrebare, sunt de acord cu aici, cu colegul meu, pentru că experiența mea este cu Flanco, nu cu curierul. Ce-am făcut azi? Era doar o remarcă. Vreau să întreb, care vor fi criteriile pentru a alege Flanco în viitor pentru un cumpărător? Va fi în continuare prețul? Va fi relația pe care o dezvoltă cu Flanco? Sau, nu știu, poate cauzele pe care le susține? Păi uite, iarăți, din scurt. Am făcut de curând un studiu de ce cumpără clienții de la Flanco, de ce nu cumpără clienții de la Flanco. Clienții cumpără de la Flanco pentru că au prețuri și oferte bune, clienții nu cumpără de la Flanco pentru că au prețuri mari. Prin urmare, prețul, zic că concluzia a fost să mai facem un studiu. Prețul e o componentă pe care nu putem să o ignorăm. Adică, ok, noi nu putem să o ignorăm, dar ce se întâmplă în jurul nostru e evident. Prețul trebuie să-l ai. Ne place să credem că ne ducem cu Flanco într-o altă zonă și de aceea vorbim mult de experiență de cumpărare și de consultanță și de servicii în magazin. Dacă tu vei ajunge în magazin, uite, colegul n-a ajuns în magazin, n-a avut nevoie de consultanță. Dacă tu ajungi în magazin, înseamnă că ai nevoie de consultanță sau o altă nevoie și noi trebuie să fim în măsură să ți-o identificăm și să ți-o adresăm corect. Prețul e doar o componentă. Dar prețul poate să fie pentru televizorul de 32 de inch sau poate totuși vrei să vezi România, Franța, pe 10 iunie, într-un display de diagonală mare, la un preț bun, sigur. Deci vin pentru preț. Trebuie să mai fac un studiu. Mulțumim foarte mult, Dragoș. Îmi pare rău ce mai sunt întrebări, dar deja am depășit timpul. Mulțumim foarte mult. Trebuie să fac o rând de treabă specială. Trebuie făcută. Chiar nu uitam aseară la televizor. Nici eu nu uitam la televizor, dar m-am uitat aseară. Și de la bănci se face un studiu acum Consiliul Național de Scandalea Plată cu întrebări care practic sugerează și răspunsul. Nu știu ce să zic. Studiile astea doar mă mănâncă banii dragilor din companii. Am trebuit să vorbiți cu cei care fac studiile să gândească foarte bine metodologia înainte. Pentru că altfel nu au aflat nimic. Vorbim despre inovație și așa cum am spus și Andrei la început, de cele mai multe ori cei care inovează sunt companiile, sunt cei din companiile mici, sunt startup-urile. Și stăm și ne gândim cu mirare toți că în lumea asta, cei care conduc sunt de fapt companiile mari. Mastodonți, cei care au și bugetul cel mai mult de marketing, care au putere și care au nume, au brand. Și mi-a plăcut foarte mult tema următoare, despre cum vorbim despre intrapreneurship în
companiile mari, despre cum companiile mari ar trebui să învețe să inoveze, pentru că altfel pierd teren. Și am să vă rog să vă întâlnim în aplauze pe Cosmin Ochișor. Bine ai venit, Cosmin! O să spun mai multe. De fapt, Cuprom este un program de accelerare a 2G Telecom și da, e locat în Cracovia, în Polonia. Dar ce facem acolo, acoperim tot ce înseamnă Europa Centrală și Vest. Deci, practic, rolul meu e să mediez un pic relația asta dintre startup-uri, să zic, și ce înseamnă 2G Telecom, această mare corporație. Așa că o să încep cu cele două afirmații în care, mă rog, ele sunt familiare pentru majoritatea. Oamenii cred că, mă rog, corporațiile sunt niște dinozauri așa bătrâni care se mișcă greu și care așteaptă să fie, care nu sunt tocmai inovativi. Mai doi prezentarea mea în engleză, îmi scuze pentru asta. Și poate altă parte avem startup-urile, care startup-urile sunt egale cu inovația. Vizual vorbind, arată un pic în felul ăsta. Da, avem un dinozaur un pic speriat și așa, și pe de altă parte bravul nostru startup care avea așteptă să take over, ca să zic așa, următoarea și să pur și simplu să înlocuiască acest dinozaur vechi și care nu se mișcă, foarte, nu e foarte agil și e și greu. Pe de altă parte, lucrurile nu stau chiar așa. Dinozaurul ăsta nostru are și el niște asset-uri, ca să spun așa, niște avantaje. Și o să le iau un pic pe rând și o să spun cum influențează ele și de ce sunt importante chiar și pentru lumea asta startup-urilor. Prima este credibilitatea și o să explic un pic ce înseamnă chestia asta. De exemplu, dacă ești un startup, mai ales din zona de B2B, avea o validare, avea ca și un client sau partener, o companie mare, e un lucru foarte important, pentru că numele, mai ales în zona asta de B2B, este foarte important. După care mai avem partea de branding și PR. Dată fiind că, mă rog, dinozaurii ăștia ai noștri sunt și destul de bătrâni, ei au niște relații vechi și foarte bune cu tot ce înseamnă tot felul de canale de media, să spun, influențator și alte lucruri de tipul ăsta. Relații pe care și canale pe care le pot folosi și pentru a promova, să zic, noi branduri și noi idei. Următoarea chestie ar fi zona de distribuție. Probabil asta, cum sunt majoritatea asta, ar trebui să gândesc la început despre cum să construiască un produs. Dar, de fapt, partea interesantă vine după ce produsul este făcut, după ce ai o validare a pieței, pentru că trebuie să-l vinzi, să-l duci la client. Și atunci apar lucrurile care sunt. Încep să discuți despre costuri de achiziții, despre care este valoarea pe user și tot așa. Zona asta e destul de bine acoperită de marile corporații. Au acces la milioane de clienți, nu știu, era o statistică care spunea, de exemplu, că în cazul Coca-Cola iau mai multe camioane în zona de distribuție decât primele 3 firme de curierat la un loc. Nu știu, DHL și cine mai e pe acolo, nu mă pice. Supplierii. Vorbim aici de zona de furnizori, bineînțeles. A putea, iarăși, când ești un startup și vrei, nu știu, să discuți cu o firmă din China, să construiești un produs nou sau așa, cred că, da, cred că ați avut și voi experiența asta la Vector, că nu e atât de ușor dacă să o iei de la început. Și bineînțeles, partea de bani. Și aici era, cred că am citit de curând, în care spunea, se vorbește destul de mult despre unicorn în lumea asta a startup-ului, companii a cărui evaluare este de peste un miliard de dolari. Ce credeți? Peste jumătate dintre ele au dintre investitorilor corporații. Multe dintre ele. Deci destul de multe. Acum, cum inovează această startup-uri? Practic sunt trei modalități de inovare. Ai research and development, deci clasica cercetare in-house. Ai zona, i-am spus eu de auz, ai unde ne referim la startup-uri și ai zona de merging and acquisition. Practic, cumperi. Ai bani, cumperi. Și ele funcționează în mod diferit și sunt, am încercat să dau așa o imagine despre cum se compare, cum funcționează ele una versus cealaltă. Deodată avem timp, avem riscul care implică a aborda una sau cealaltă și costul. Majoritatea companiilor mai le fac pe toate, dar într-o mai mică sau mai mare măsură, adică se focusează pe unele dintre ele. Dacă vorbim, de exemplu, de cercetare și dezvoltări, bineînțeles că este o chestie care aduce rezultate pe termen lung. Are un risc destul de mare pentru că nu știi și are și un cost destul de mare. Aici vorbim de, dacă ne gândim la industria farmaceutică, ei sunt cei care puntează cel mai mult în zona asta.
Zona asta, am spus, unde am țin, în care practic te uiți în exterior și încerci să aduci inovația în interior, aici vorbim despre startup-uri, practic. Și e o zonă care începe să fie din ce în ce mai preferată, de asta am și pus-o acolo cu verde, pentru că aduce rezultate destul de rapid. Riscul nu este foarte mare, adică chiar dacă e un produs care, să spunem, nu funcționează, până la urmă, lucrând cu altcineva în exterior, nu este brandul tău și nici nu costă foarte mult. Adică e destul de eficient din punct de vedere al costurilor. Și mai varianta clasică, să zic așa, inovația corporatistă, cred că a început de acolo, de merging and acquisition. Cum spuneam, majoritatea corporațiilor dețin resurse financiare considerabile și atunci, dacă vrei să duci pe o nouă piață sau vrei să creezi un produs nou, cel mai simplu este să-l cumperi. Pur și simplu, dar este destul de costisitor. Și pe de altă parte, nu rezolvă niște lucruri, să zic, abordarea asta pe care startup-urile are. Că, cum am spus, am vorbit așa tot timpul, încerc să vorbesc despre startup-uri versus corporație. De ce? Pentru că, mă rog, cumpărând o chestie, nu îți aduce în interiorul companiei lucrurile astea. Un startup de obicei se mișcă foarte repede, are o imagine inovativă. În momentul ăsta, mai ales când vorbim de generațiile tinere, o mai menționat, ai avut și în prezentarea de mai devreme de generația Y, generația X. Multe din corporații sunt și statistici. Absolvenții de MBA, de MBA-urile, să zic, celebre, preferă să nu mai se ducă în investment banking și să uită, poate mai degrabă, să lucreze cu un startup sau într-un startup. E mai meaningful, ca să zic așa. După care mai ai partea de cultură. Și aici este unul de lucrurile pe care atunci când discutăm de a lucra cu startup-urile, e unul din obiectivele principale pe care corporațiile îl au. Pentru că, mă rog, dacă cumperi ceva, dacă cumperi un business nou, te duci pe o piață nouă, dar practic, dacă nu se schimbă nimic în interior, să fii în aceeași situație și peste un an, și peste doi, și peste trei. Și de-aia, lucrând cu startup-urile, produce, cred, unul dintre cele mai importante efecte, respectiv schimbarea asta în cultura organizațională. Pentru că la startup-ul, de cele mai multe ori, când vorbim de cultură, vorbim de lucruri de genul, e mai important să ai un lucru făcut decât să fie perfect. E better done than perfect. Și tot așa. Cam asta ar fi ideea, că practic punând cele două lumi la un loc, ai aceste corporate assets și acele asset-uri ale startup-urilor care împreună funcționează și pot crea o situație benefică de ambele părți. Bineînțeles, întrebarea spune cum să lucrăm cu startup-urile. Dacă, din punct de vedere al inovației, una din modalitățile cele mai bune, cred eu, cum vorbim de lumea corporatistă, este de a aduce inovația din exterior și de a putea să avem cum să lucrăm. Una din modalității asta, nu știu cea mai bună. Noi încercăm să nu ne poziționăm în felul ăsta. Dar acum mai serios, știm că e un tabel destul de complicat, dar o să le explic destul de unde. Și practic, spus, avem, depinde de obiective. Obiectivele pot fi, ok, inovație generală înseamnă produse noi, servicii noi, pe care avem cultura organizațională, care cred că este foarte importantă, pentru că dacă schimbi în interior, lucrurile astea se vor vor avea niște efecte într-un timp destul de rezonabil de timp. Și s-au vorbit în prezentările de mai devreme despre ce înseamnă și cum să lucrezi și cât de benefic, între ghilimele, sunt KPI-ii. După care mai avem partea de acces la noi piețe și soluții. Soluții, n-am spus eu, soluții în sensul de soluții pentru probleme pe care compania le-a. Și le avem așa înșirate mai multe modalități de a fi împreună cu startup-urile, o dată avem prezență la evenimente, multe companii organizează hackatoane, participă la competiții de pitch-uri și alte lucruri de tipul ăsta. Servicii, mai ales companiile de tehnologie, din zona de tehnologie, sunt foarte prezente în zona asta. Pur și simplu sunt acele goodies care se duc către startup-uri. Amazon dă credit la serviciile de cloud, în valoare de $5,000 de obicei. Google face același lucru, dar nu e numai asta. Sunt și companii din alte industrii care fac același lucru. Avem, de exemplu, KPMG, care are niște programe, din ce știu eu, prin care oferă servicii de consultanță în zona de taxare și niște servicii de accounting basic pentru startup-uri calificate în zona asta. În plus, mai avem următoarele sunt programe pentru startup-uri. Aici sunt, nu știu, aș putea să dau un exemplu. SIFCO are un program, se numește Entrepreneurs in Residence. Practic
le oferă consultanță și un spațiu de lucru startup-urilor. Cred că unul din sedii este în Viena. Noi avem un program pentru startup-uri, pentru zona de IoT, se numește Challenge Up, în care încercăm să le dăm acces la anumiți clienți ai noștri. După care avem, bineînțeles, acceleratoarele. Nu cred că trebuie să explic foarte mult. Asta este vorba de, practic, primul pas când lansezi un business nou, vine la pachet și cu ceva finanțare, trebuie și destul de mic, câteva zeci de mii de euro, dar e un kickstart destul de bun, cu mentoring, și cu alte lucruri. Și în ultimele trei le-am lăsat un pic, l-am pus cu altă culoare, pentru că ele implică și niște costuri destul de mari și se duc pe altă zonă. Dar, practic, cam asta ar fi împărțirea. Deci avem primele evenimente, servicii și programe care influențează foarte mult cultura organizațională și e un lucru pe care cred eu că orice companie suficient mare ar trebui să le facă, pentru că e benefică, nu este foarte scumpă, nu implică niciun fel de risc și cred că schimbările pe care le pot produce în interior sunt semnificative și vor avea niște efecte pozitive. Următoarele două ar fi aceste programe pentru startup-uri și acceleratoare, care realmente pot produce inovații, pot genera produse noi, pot ajuta prin, să zic, parteneriate cu unele din startup-uri, pot ajuta la, atacarea unor noi piețe, intrarea pe segmente diferite și tot așa. Iar ultimele sunt, bineînțeles, mai din zona, clasică, spin-offs, practic, iei o echipă din interior, crezi o firmă în jurul ei și o lași să funcționeze liberă, ca să zic așa, pe piață, fără procedurile complicate și fără KPI-uri complicați pe care ai în lumea corporativă. Bineînțeles, merging în acquisition și zona de investiții, care ele au un efect, să zic așa, direct, când vorbești de piețe noi sau de a rezolva o problemă, nu știu, la un moment dat s-au întâmplat lumea asta să mai cumpără și competitori și lucruri de tipul ăsta. Câteva exemple. Astea sunt, avem unele dintre care sunt active, Coca-Cola, de exemplu, este unul din investitorii în Spotify, nu știu cât de numește chestia asta și, practic, au făcut și parteneriate împreună. Nu au, fiind în zone complet diferite, Coca-Cola produce o băutură răcoritoare, Spotify un produs 100% digital, care schimbă modul în care se distribuie muzica și se vinde. Mai avem... Da, mai sunt niște lucruri, tot felul de programe. De la Startup Weekend, mai sunt niște programe făcute de Mastercard. Ce mai avem acolo? E o imagine asta din dreapta sus, este dintr-un co-working space făcut de Samsung, cred că în America. Și aici sunt și câteva lucruri pe care le facem noi. Și sunt așa, sunt mai multe lucruri pe care le-am făcut aici în România, la nivel local. Nu mi se datorează mie, sunt colegii mei de la Telecom România care s-au implicat în multe dintre ele. Practic, am făcut niște proiecte pilot cu câteva startup-uri, Vodien, Safedrive, Samsai. Unul dintre ele este o nouă modalitate de a uita la televizor, by the way, tot am vorbit de televizor, acest Vodien, practic e o mulțime virtuală în care oamenii pot interacționa între ei sau făcut, dar funcționează doar o web TV, deci nu e pe TV-ul normal, dar l-au pilotat colegii mei când la un eveniment de gaming au avut succes și l-au mai încercat și la niște meciuri de fotbal, deci la evenimente sportive și lucruri de genul ăsta. Samsai e un in-store analytics. E implementat în câteva de magazinele Telecom, pur și simplu ne spune câți clienți intră și practic putem avea rezultate mult mai relevante și mult mai clare despre traffic versus sales, când vorbim de magazinele Telecom. Bineînțeles, sunt programele astea, e Hubram, unde lucrez, eu nu e prezent, ca să zic așa, fizic în România. Avem doar un birou în Cracovia, mă rog, mai unul în Berlin. Dar mai avem acest program Challenge Up și altfel de parteneriate. De exemplu, Telecom România are servicii la Tech Hub, la North Makerspace, la Wheel of Digitals, care sunt niște co-working space-uri. Practic, internetul e gratuit în aceste spații. E o modalitate prin care încercăm să fim aproape de comunitatea asta. Și mai participăm și la mai multe evenimente. Am dat aici doar câteva exemple. Suntem prezenți la How to Web, la Pennsylvania, la unele de Startup Weekend-uri. Cam atât despre mine și o să închei tot cu un citat care zic eu că e foarte relevant pentru această lume, că practic în noua lume nu mai discutăm de peștele mai mare care mănâncă pe cele mai mici, de peștele mai rapid care îl înghite pe peștele mai încet. Și
trebuie pentru, cred că e o citat destul de relevant pentru discuția asta. Cam asta, de la mine, întrebări. Bogdan Zambloveu, pentru program de inovație internă, vă gândiți să implicați oarecum și, să zic, partenerii pe care aveți, să zic, în România, acele mici zone unde oamenii interesanți, pentru vot, dăm neapărat că aparții de Telecom, să încerce să inoveze, nu știu, să-i provocăm să inoveze, să vină cu idei despre, sunt un fel de brainstorming pentru anumite concepte care ce sunt. Ce fel de parteneri? Nu știu, IT Box, de exemplu, sau alți parteneri pe care aveți care vă promovează serviciile. Păi, din ce știu, sunt proiecte de tipul ăsta, adică ce facem, cel puțin în zona în care lucrez, una din ideile pe care ținem foarte mult este să implicăm. De exemplu, acest program Challenge App, care se adresează către startup-uri din zona de internet of things. Una din idei este ca, nu știu, Telecom să zic să vină și cu niște potențiali clienți. Și, practic, să facă un fel de product development comun. Deci sunt astfel de proiecte. Până în momentul ăsta, cel puțin la nivel local, n-am făcut chestia asta, dar cu siguranță că mindset-ul este merge în direcția respectivă. Adică n-aș putea să dau un exemplu din România. Pot să dau un exemplu din evenimentele astea și programele astea internaționale pe care le facem. Am o întrebare până când... Da, mă numesc Dorin Dumitrescu, sunt președintele organizației Sisteme Inteligente de Transport. Telecom este unul din membrii noștri. O întrebare viitor la inovație. Cum distribuiți sarcinile între colosul firmă mamă și entitățile naționale sau alte entități mici? În România, nu știu numai să decelii, deși am o relație directă așa cu Telecom. Are o reprezentanță națională suficientă libertate de a fi inovativă pe cont propriu sau nu? Eu zic că are. În universul ăsta de ce Telecom e destul de multă democrație, adică sunt foarte puține lucruri care sunt impuse de la centru și care sunt, nu știu, dacă vorbim de implementare de noi standarde sau sunt anumite zone, cum am vorbit de zona asta de Internet of Things, unde, mă rog, există această credință că va fi, cum să spune, the next big thing. Dar, în general, e multă independență. Adică, în universul ăsta de Deutsche Telekom vorbim de multă localizare. Și dacă te uiți la grup, e diferit. Adică, dacă vorbim de T-Mobile din America, care are o poziție de challenger, e numărul 3 pe piață, pe intrat. Practic, e o companie nouă făcută de la zero, funcționează complet diferit de cei în Europa. Și e și perceput ca fiind operatorul cel mai inovativ din piața respectivă. Deci, lucrurile astea există. Deci, sunt puține lucruri puse de la centru. În zona asta. Libertatea există suficient de mare. Bineînțeles că, acum fiind prezent în mai multe țări, a face niște lucruri, să zic așa, pan-europene, sunt mai eficiente decât a face doar lucruri locale. Nu se pierde de relevanță. Asta pot să spun un pic din experiența pe care am în Cugrom, pentru că încercând să acoperim mai multe țări, și fiecare țară a avut, la un moment dat, diverse inițiative în zona asta. Nu știu, în Grecia au avut o chestie care se numea Ortea Academy. În Slovacia colaborau cu Pioneers și tot așa. Dar astfel de lucruri, cum să spun, e bine să acționezi local, dar să ai o viziune globală, ca să zic, dacă cam asta ar fi. Cam așa se și întâmplă, să știți. Da, sunt Cristina Țuncu. Deci, programul RICA este un program de susținere a startup-urilor în tehnologie care este implementarea în a treia ediție. Aveam o întrebare în același sens cu colegul meu de dinainte. Aș fi vrut să te întreb, fericită pentru subiect, este o temă foarte interesantă și necesară în România. Noi, în cadrul acestei ediții, încercăm și avem și fază de vizită la corporații pentru a prezenta programul și a implica în program. Aș vrea să ne întreb, Cosmin, cum vezi, la care am discutat și mai devreme, tendința aceasta și politica corporațiilor la nivel local pentru sprijinirea startup-urilor? Înțeleg, cunosc serviciile Telecom,
România, dar am vizitat și alte companii care nu au departamente de inovare sau nu au programe de susținere sau un buget, ca să vorbesc pe românește, de susținere a unui startup cu potențial pe care îl prezentăm frumos, avem certitudinea că poate să ajungă pe un drum bun pentru comercializarea la nivel global, dar motivează că bugetele sunt de la centru, din altă țară, au programe în alte țări, dar la noi nu. Cum vezi evoluția aceasta? Suntem deschiși la nivel local să ascultăm startup-urile sau trebuie să luăm hotărâre și decizii din de la centru, din altă parte? Am pus o destul mai de tuturor companiilor mai evident. Da. Eu ce să spun, văd la, iarăși, la nivel internațional, văd că există o tendință, cum spun, și din industrie, care nu sunt neapărat tradițional legate de zona de inovație. Nu știu, am văzut în Spania, există un accelerator pentru B, de, sau lucruri de tipul ăsta, adică există interes din partea companiilor. Și din alte industrie de pe asta care sunt legate de tech, când vorbim de IT sau de telecom, sau de care, care au tendința să se implice în zona asta. Dacă e să mă uit și la România, da, ok, nu s-au început, n-aș spune că, uite, acum 3 ani de zile, nu știu, inițiative în zona de inovații, în zona de startup-uri existau în România, dar, din nou, sunt lucrurile pe care le face noi cu Hubron, este și, de exemplu, tot din zona telecom, este și Orange care e implicat cu Innovation Labs în Politehnică, nu știu de ceilalți operatori ce fac, dar sunt niște lucruri care iar, și acum 3 ani nu existau, acum există. Ar fi interesant de văzut și din partea altor industrii să întâmple lucrul ăsta și aici da, e un mare semn de întrebare, adică la nivel internațional sunt foarte multe de zona de produse financiare, unde sunt din ce în ce mai mulți bani investiți în zona asta, nu am văzut nimic în momentul ăsta în România, dar și chiar și zona asta, am zis, de produse din zona de FMCG, unde au început să apară din ce în ce mai multe. Procter & Gamble are un program de accelerare, Unilever, practic toți, Coca-Cola, absolut toți. Da, asta e, nu le vedem în România, în momentul de față și n-aș ce să spun, cred că ar fi benefic, dar din nou, când vorbim despre startup-uri, ei sunt niște challenger globali, mulți dintre ei. Și de-aia există mulți bani în zona asta, dar pe de altă parte poți să ai și niște campioni locali care pot funcționa destul de bine și cred că aici cerul de companie ar putea să sprijine foarte, foarte, foarte mult. Da. Mulțumesc foarte mult, Cosmin. Mulțumesc și felicitări pentru prezentare. Nu de scuze, dar încercăm să ne ținem în timp ca să respectăm programul. Avem alături de noi astăzi personalitatea un om care știe să facă senzație la nivel internațional, împreună cu colegii săi, bineînțeles. Toată lumea știe despre ce s-a întâmplat cu proiectul cu laserele și cât de mult a ajuns România și cât de spectaculos a fost proiectul. Și nu se putea să avem această sesiune fără să avem alături pe domnul Dan Enache și am să vă rog să-l întâlnim un aplauze de la Institutul Național de Cercetare de Cercetare și Inginerie de Bine ați venit și felicitări o dată pe ce faceți. Vă mulțumesc. Eu sunt într-un fel aici pe afara subiectului, ca să spun, legat de inovare, deși de fapt fundamental institutul nostru este de în esență legat de partea de cercetare, de dezvoltare, inovare. Dar ascultând pe colegii mei dinainte, m-au dat seama că o serie de companii din acestea noi și fundile joacă și vor juca un rol tot mai mare în ceea ce înseamnă dezvoltarea tehnologică și științifică în țara noastră. Institutul nostru este, în primul rând, renumit prin faptul că este cel mai mare institut de cercetare din țară, este așezat pe platforma Bucurele. Cam 10% din cercetarea românească se efectuează la noi. El este situat, așa cum am zis, în platforma Bucurele, undeva la sud de București, spre, să zicem, 12 km de centru. Are o zonă practică, care este zona veche, este în locul unei păduri circulare care a fost însămânțată și creată pe vremea lui Ceaușescu, până așa până se protejeze de eventuale radiații zonei din jur. Nu s-a produs niciun fel de gremie și nu o să producă. În dreapta se vede acolo va fi ERI, acest pilon de cercetare științifică de importanță europeană și internațională, unul dintre cei trei piloni care se vor înființa în următorii ani, probabil în vreo 2 ani, când va fi unitatea de votare sa, care constă în cei doi laser pe care sunt cu toții, cu putere foarte mari și
în turistarea Sigama, într-o sută de camp de radio, Sigama e foarte important. O să sar peste o serie de slide-uri, pentru că prezentarea este mai generală, iar eu, cum se spune, stau între dumneavoastră și pauză. Deci vom vorbi despre, hai să spunem, niște infrastructuri noi care avem acolo, respectiv un reactor, un ciclotron, de fapt, tandemul de noi, 9 MV, care este mai vechi, a fost modernizat și este unul dintre cele mai importante facilități infrastructurii de la noi din institut. Avem două instalații noi, una de 3 MV și un 1 MV. Acesta, din urmă, este specializat în reactor cu carbon 14, este acreditat de curând și sunt în Europa destul de puține institute care pot să facă tratarea carbon 14 și, practic, în zona Balcanilor urmă nu suntem. Cel din stânga, cel de 3 MV, este un alt accelerator care se ocupă, practic, de, sau care poate să facă analize deosebit de importante în ceea ce înseamnă, să spunem, forensic, cu căciut vorbim de astfel de evenimente sau de domenii de cercetare, putând să aibă un element, un atom, dintr-un miliard sau mai multe astfel de astfel de atom. Jos în dreapta se găsește un ciclotron de proste farmaceutice care se folosesc, după cum știți, probabil, în CT scan, în ceea ce înseamnă tomografie de înaltă rezoluție. La fel de asemenea, ok. Dintre alte lucruri pe care avem la institut, noi participăm la SER cu o serie de detectori pe care fabricăm în institut și care participă la cele mai importante aplicații, cum sunt montajul ARIS, unde cam 30% de detectori sunt făcute la noi în institut și care reprezintă o contribuție în cai a României. România, by the way, este membru de plin la SER de anul trecut din iunie. Avem un centru de calcul, de fapt, două centri puternice de calcul, un radiator de raze gamma, care este un dispozitiv deosebit important în ceea ce înseamnă aplicații industriale, pe care practic îl folosim în depinde de radierea furajelor pentru păsările, care la o companie, să spunem, cum este Rombac, le folosesc la producerea de vaccinuri în veterinare. Pentru a putea să fie lipsite de bacii sau de orice microorganism, acesta se radiază la noi furajul și se trimite la colectul tribunal. Avem o instalație subterană la Sănic Prahuma, care profită de faptul că fiind în adâncime, fondul natural de radiază este foarte scăzut și permite analiza unor particule din cosmos care sunt foarte greu de detectat altfel. Răspunde de aceea de depozituri de produse radioactive pe care noi le colectăm din toată țara și depozităm la o mină în Bihor, în zona Boița, printr-un proces complicat de pregătire a deșeurilor, de punerea acestor în distributoare cu ciment și așa mai departe. Vorbim acum puțin despre ei. După cum ziceam, în ce costă? Costăm 2 lase de foarte mare putere care nu mai permite, practic, în momentul de față, nu sunt produși în altă parte în lume, de 10 petawatts fiecare, și care, în combinație cu un alt lase, conduc la obținerea unui alt, o altă facilitate care se numește o instalație foarte puternică de gamă, de radiații gamma. Deci, practic, sunt două tipuri de echipamente care se găsesc în același loc, în platforma Mărgurele și algoritmul puține în perioada următoare. Investiția a fost de 300 de milioane, din care, să zicem, câte o treime au reprezentat o echipamente laser, instalația de gamma și construcția propriu-zisă a clădirii. Aici sunt câteva imagini din echipamentele care au fost aduse deja și bănuiesc prin începutul lunii martie, pe la începutul lunii aprilie acum, sau mai, vor începe să le montăm, pentru că o parte dintre ele este deja gata. Aici aveți clădirea așa cum se prezintă acum. În stânga este zona unde vor fi laserii, apoi în spate este o clădire de birouri, este zona de experimente și zona de gamma, de radiație gamma. Practic, clădirea respectivă, toate aceste zone este, după cum vedeți, aproape gata, în mare parte. Aspecte tehnice de importanță deosebită, faptul că platforma pentru laser aceea de sus, care are o suprafață de 2000 de metri pătrați, trebuie să dispună de o precizie atât de mare în ceea ce înseamnă rezistența la vibrații, încât practic să nu se miște decât cu câțiva microni,
o toată lungimea. Deci vă dați seama, inclusiv la cutremurile care sunt, ce fel de tehnică poate fi folosită. Acolo este o serie de suporți și de amortizare care sunt special făcute pentru a susține aceste platforme. Programele de cercetare sunt expuse aici. Partea de evoluția persoanei umane până în 2019 și 2020, după cum vedeți, raportul între partea de, să zicem, tehnic și inginer rămâne cam același pe toată perioada, dar ceea ce va crește va trebui să facă un mod de cercetători tineri, deci de junior researchers, după cum și cei care sunt cu doctorat, tot doctoranți. Eli, deci AMP, de la Clinical Power și Extreme Light Infrastructure, se cheamă din abrevierea, a organizat două tipuri de forumuri, un forum academic și un forum industrial. Amândouă merită să atragă atât potențialii participanți la proiectele respective, cât și la utilizarea rezultatelor cercetării. În ceea ce vreau să spun acum spre sfârșit, pentru că am vorbit despre instituții, probabil că mulți dintre noastre, nu știu cât au fost interesați, în anumite părți ale reprezentării, faptul că există acest pilon de cercetare și care va fi unul din cele trei, să spunem, dezvoltări de infrastructură de importanță mondială și în orice caz în Europa, contrabalansarea, să zicem, activității de la SER, pentru că, de fapt, acesta a fost scopul prin care s-au creat cei trei piloni, unul este în București, la noi, la Bucurele, unul este în Ungaria și unul în Cehia. Deci cei trei vor muta într-un fel o parte din cercetare în estul Europei, creând în acest fel oportunitatea ca și zona noastră să se dezvolte. Mai mult, fiind așezat în sudul Bucureștiului, în opinia noastră va fi un deosebit de important instrument de dezvoltare a regiunii de sud. După cum știm, sudul București este foarte puțin dezvoltat comparabil cu nordul și credem că acest proiect va atrage atât prin dezvoltarea infrastructurii locale, cât și prin numărul de companii care se vor stabili în zona, o contrabalansare, o ponderare a repartizării, inclusiv în domeniul digital și mai departe. La urmarea creierii acestui proiect, noi am înființat în jurul pilonului ăsta, în jurul ei, un cluster care se numește Bucurele Hightech Cluster, care inițial acum vreo 3 ani, parcă vreo 12 membri, în prezent are 85-87 de membri. Este un cluster creat, să spunem, la început pe bază regională, în zona noastră, dar treptat s-a extins și avem în prezent cam jumătate IMM-uri, vreo 20 dintre ele institute de cercetare, pentru că, pare să din platforma Măgurele, cam 30% din cercetarea din țară se face în zona de la Măgurele, unde sunt vreo 12 centre de institute de cercetare pe lângă noi, și de asemenea și universități. Deci un foarte puternic vehicul pentru dezvoltarea cercetării și mutarea cercetării către zona aplicativă. De asemenea, avem și un creat de curând un Science Park, pe care l-am stabilit și care urmează a fi dezvoltat în zona noastră și care va atrage, sperăm noi, firme din domeniul, să zicem, fizic, din domeniul cercetării, dar și domeniul aplicativ, interesate să se situeze sau să se bazeze în zona noastră. Eu fiind ocupându-mă de transfer tehnologic și legându-mă un pic de ce spuneau colegii, pot să vă spun că ceea ce deosebește fundamental, sau cel puțin o primă privire, un institut de cercetare orientat către cercetare fundamentală în principal de o firmă sau o companie care activează în domeniul industrial sau practic, este diferența de, hai să spun, mentalitate de orientare a cercetătorilor. În esență, urmăresc, deci, găsirea unor metode noi, a publicarea unor articole și mai puțin sunt orientați către, să spunem, aplicație practică sau transformarea unei aplicații într-un rezultat practic. Ceea ce devine tot mai mult sau treptat mai vechi, deoarece atât cât se văd proiectele europene se orientează către finalizarea proiectelor prin un rezultat practic, iar viața de zi cu zi învață că, de fapt, trebuie să ne gândim să facem sau să pornim o cercetare pornind de la o nevoie și o anumită nevoie practică. Tocmai aceasta este ideea în care urmărim și partea de brevetare, deoarece, dacă în general, până acum, cineva face un brevet și depunea, optica este ca
Să nu prevedeți ceva până când nu ești convins că aplicația pe care vrei să o prevedeți este utilă și este importantă sau nu și că are o posibilitate de aplicare în perioada următoare. Deci are ceea ce se cheamă un potențial de valorificare. Aici este lucrul pe care trebuie să-l zic eu, pe care trebuie să accentuăm în perioada următoare și în altă lucru sau în altă direcție în care trebuie să ne gândim sau să urmărim, să educăm oamenii noștri, cei care lucrează în cercetare, este acela ale valorii proprietății intelectuale și a importanței pe care trebuie să o dăm proprietății intelectuale. Pentru că, fără să le dăm seama, orice putem construi, inclusiv un simplu, să zicem, NDA, un disclosure agreement, constituie, la un moment dat, sau poate să constituie un obiect al unui contract de proprietate intelectuală. Deci, ceea ce face dumneavoastră și ceea ce, să spunem, construim, trebuie să se fie întotdeauna protejat, în o formă sau alta, și să avem grijă ca relațiile cu cei cu care colaborăm să ne păstrăm atât cât este nevoie dreptul asupra produselor. Eu cam asta am să spun și în ce studiu, dacă poate n-am fost chiar pe linia, pe linia temei noastre, dar oricum acum mare plăcere că m-ați invitat și mulțumesc de tot. Este nevoie de inovare în toate aspectele vieții noastre și mai ales în cercetare. Câți oameni sunt la Măgurele? Sunt vreo 700 în total. În toți români? La ei avem o proporție mult mai mare, sau de fapt, poate proporție de rentă de cercetări străini sau români care lucrează în afară și vin la institut. Pentru că, pe lângă faptul că există stimulentul salariului care vor fi la nivel occidental, există și o selecție foarte drastică a celor care sunt primiți și într-un anumit ritm acestea sunt angajați la noi în cadrul ei. Deci procentul este, să spunem, aproximativ egal în ceea ce sunt străini și români în partea de ei, dar în orice caz, când îi fi în institut, majoritatea sunt evident rom. Puteți să-mi spuneți o medie de vârstă a angajaților? Nu mai mare ca mea. În orice caz, este cam între 30 și 40. Există o parte de un număr de tineri care încep să fie atrași de cercetare și aici trebuie să vă spun că, din păcate, interesul pentru fizică a stăzut foarte mult în ultimul deceniu, sau în două decenii, și facem eforturi acum ca să atragem tinerii spre acest domeniu și chiar dintre dumneavoastră, dacă aveți în intenția de a, știu, veni cu o companie, de a vizita institutul, de a căuta postul de colaborare cu noi, sunt convins că veți găsi tot sprijinul nostru și chiar din astfel de vizite pot să zic, să iasă lucruri interesante pentru ambele părți. Vă rog, dacă aveți întrebări. Am fost suficient și la obiect, avem o întrebare. Am înțeles că ați menționat totuși că încercați să vă gândiți la procesul ăsta de aplicabilitate practică. Știu că faceți cercetare fundamentală, dar dacă vorbim de celebru laser, că a fost și multă presă în jurul lui sau așa, cam în ce zone ar putea crea un anumit impact? Știu că e cercetare fundamentală, dar în esență, nu știu, dacă vorbim de zona de quantum computing, toată lumea vorbește despre criptografie, să zicem, dar în cazul, dacă puteți să ne spuneți cam în ce direcție. Deci, în cazul Eli, cel puțin în momentul de față, aplicațiile directe se întrebăt în zona materiale radioactive, există prin bombardarea cu pasivă de statul de puternic, posibilitatea de apariție unor noi elemente, așa numit nuclei exotici, care pot să, practic, să dea naștere la fenomene și aplicații care sunt de medicină, de partea de radioactivitate, de materiale radioactive, de distrugerea deșeurilor radioactive, sunt una dintre lucrurile care se fac în momentul de față, teoretic, inclusiv cu rază grasă, dar în medicină, de asemenea, este un domeniu foarte important, deoarece există modalități sau domenii care în prezent nu poate fi vindecat în anșiul de prin provirea de ele foarte bine. Și acesta este un lucru de graniță care oferă și astfel de ipoteze. Materiale, de asemenea, materiale subtilite, cum cea teatru subtil, nano, sunt domenii practice. Mai avem o întrebare? Deci, eu, chiar ocupându-mă și încercând să văd cât mai mult se poate din ceea ce face institutul meu,
la fiind la centru de transfer tehnologic, primul domeniu care este foarte ușor, zic eu, și la îndemână oricum să vedeți, este cel al serviciilor. Mai greu să vezi un patent, pentru că acolo întâlnă se de lucruri care se adaugă de când, după cum știu, știți, patentul cu touch-ul de la SER limitată, inventat la SER, a durat 10 ani. Deci am cercetarea fundamentală, cam 10 ani durează până când patente își găsește aplicația. La fel, mă rog, și alte. Deci, pornind de la servicii, vorbind despre, să zicem, industria alimentară sau farmaceutică, radiatorul pe care vi l-am arătat este un oferă servicii în domeniul respectiv. Avem firme din domeniul farmaceutic care aduc frecvent camioane cu, să spunem, pansamente desterilizate, curbete. În industria alimentară, dar nu e nevoie să radieze carne pe carte, deși nu am trezut în Franța sau în Statele Unite se practică, dar deocamdată legislația nu permite iradirea. Dar evident că ne gândim și la aplicații în domeniul alimentar, în domeniul auto, există materiale plastice care prin iradire devin foarte dure și atunci poți să înlocuiești piese de metal din autoturisme cu piese din plastic și lucruri făcute deja și astfel scade greutatea autoturismului și, mă rog, aplicații din genul. La turnirea de mobilitate de anul trecut avută în loc la dumneavoastră, ați lansat și ideea de un coridor, un laser velei dintre Giurgiu, București, inclusiv ruse, ținând seama că ruse din punct de vedere transport ține mai multe București decât de Bulgaria. S-a mai făcut ceva în această idee? Da. Proiectul respectiv evaluează și trebuie și concretizăm, pornind de la fondurile de, să zicem, de cooperare în ceea ce înseamnă de cooperare interregională sau transfrontalieră. Și faptul că noi suntem acolo să-i foarte prompt cu cei de la Rusia, cu Universitatea de Rusia, ne ajută să facem acest proiect. De fapt, este ideea că, având această zonă tehnologică și foarte bine dezvoltată, putem să ne gândim că toată Dispalea de la București la Giurgiu putem să o transformăm într-o zonă turistică, științifică, agricolă în ultimul timp, de importanță deosebită, prin atragerea tuturor celor care sunt, lucrează în domeniul respectiv sau sunt interesați în investiții în domeniul respectiv. Mulțumim foarte mult încă o dată. Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc pentru răbdare și pentru întrebări și cred că cu toții meritem o cafea bună și ne vedem la următoarea sesiune. Pauză!